Ține-o. Ce ți-o căzut acolo? Mâini, ia și pune-i o mână, te rog frumos. Vezi că trebuie să o potrivești corect și trebuie să te uiți cum arată corpul, să poți să-l pui. Alege o mână. Pune la... Că nu ți-o căzut corpul. Pune o mână. Pune o mână acolo, la morcovița aia. Vezi unde-l pui? Ia să vedem dacă ne iese. Următorul copilaș. Antante, vizemane, pe vizemane, compane. Antante. Dar nu trebuie să punem și întrebare? Păi dacă ți-o căzut asta, nu pui nicio întrebare. Hai, Robi. Nu, trebuie să învârți. Ți-o căzut piciorușele. Pune-i, domnișoară, ei morcovi, piciorușele la cap. Ăsta ai și cap și trunchi. Care le alegi? Care piciorușei le alegi? Hai mai repede! Bun, te-ai hotărât să-i pui picioarele alea. Nu-i nimic. Asta e hotărârea ta. Tu ai hotărât așa. Următorul copil. Antante, vizemane, pe vizemane, compane. Antante. Ecaterina. Nu e Ecaterina? Nici acum n-am învățat. A, ia uite! Ce ți-a căzut? Mi-a căzut, spune, mi-a căzut. Pălărie. Pălărie ți-a căzut? Ia uite-te. Nu cred. Nu cred că ți-a căzut o pălărie. Ce ți-a căzut? Buze! Gură! Și noi aici, în jocul nostru, avem buze, ochi, nas, toate trei la oaltă. Nu uitați-l de fapt dată cum arată. Bun, cu picioarele invers. Nu-l pune tu, lasă-l așa, cum l-o pus. Pune ca lumea. Următorul copilaș. Anta, Antichitan, Muțunachi, Capitan. Hai, Alex. Hai. A, nu ți-a căzut nimic. Pune o întrebare a unui coleg de-al tău despre ce am vorbit noi astăzi. Pune. Zi, ce întrebare? Lu' Alex, ce întrebare pui? Ce întrebare? Nu, din ce am vorbit noi astăzi. Pune o întrebare. Ce gust aflăm pe limbă, în vârful limbii, nu? Sau altceva? Hai. Nu, pune întrebarea. Întrebă. Știi un aliment care are gustul dulce? Asta e o întrebare, da? Băi, o întrebare, mă. Pune tu o întrebare. Vedeți că nu știm să punem întrebări? Pune o întrebare. Întrebare, Victor. Pune o întrebare. Ajută-l pe Alex. Nu știm. Pune, Matei, o întrebare. Bravo, de bravo! De ce ciocolata este dulce? De ce e dulce ciocolata? Pentru că este cu zahăr. Bravo, pentru că este cu zahăr. Anta, Antichitan, Muțunachi, Capitan. Iasmina, hai! A, o pălărie! Ți-a căzut, spune? Ți-a căzut o pălărie! Ce pălărie îi pui? Pune ce pălărie vrei tu! Bravo! Următorul copilaș! Hai, Alex! Hai, Alex! Hai! Lasă-i! Stai! Alex, bine! Hai! Pune o întrebare Antoniei, te rog frumos! Din ce am vorbit noi astăzi? Adresează-i o întrebare! Hai. Același lucru? Nu, altă întrebare! Altă întrebare! Ce gust are? Ce anume? Sarea. Sarea? Da. Ce gust are sarea? Sărat. Sarea are gustul sărat. După denumire, nu stați în jurul ei, vă rog frumos, pe scaunele. Cine vine? Eu! Doamna spune, hai, pe scaunelele voastre. Hai. 2, 3. Toată lumea pe scaunele. Hai, Sofie, încă o dată, hai. Hai. Ți-a căzut niște piciorușe, dar nu ai corp. Așa că mergem, alege niște piciorușe și o să le asamblăm când o să avem un corp. Ce piciorușe alegi? Pune-le deoparte lângă domnișoara. Ține și când așa. Hai. Victor, hai! Victor. Hai! Mai tare! Pune o întrebare lui Edi. Pune-i, te rog, o întrebare lui Edi. Nu ți-o căzut mânuțele, ți-o căzut cealaltă. Pune o întrebare lui Edi. Uite-te la bine. Din ce am vorbit noi astăzi?
Hai, că știi și poți. Hai. Contează o întrebare. Îți place mai mult gustul sărat sau acru? Răspunde, place. Mie îmi place. Mie îmi place gustul sărat. Da? Bun. Îți place gustul sărat, Edi? Bine, îți spune, îmi place. Hai, Sofie. Hai, Sofie. Hai, Sofia, mi-a tocat. Las, hai. Sofia. O fost? Prima. Ha. Eu odată am mâncat. Aaa, ți-au căzut niște ochi. Caută niște ochi și ține-i la tine, că n-avem corp. Corpul noi. Bun, următorul. Hai, hai, Matei. A, ți-au căzut niște urechi. Ia niște urechi și ține-le în mână. Că n-avem corpul. Da, acolo urechile sunt legate de pălărie. Hai de ea. Și hai, hai. Uite, alegi un corp, că acolo n-ai nimic. Alegi un corp și colegii tăi care au celelalte părți componente să încerce să-l asambleze. Hai, lua, bun. Ce ai acolo? Vino și pune papuce. Dar de ce ai? Erau ai tăi? Da. Tu i-ai luat? Da. Bun. Și ochișorii cine are? Hai, Sofie. Sofia. Pune-i tu, Sofia, ochișorii. Și Alex are... Și după aia pălăria. Ia să vedem. Ia să vedem, le-au pus bine? Ia să vedem, le-au pus bine? Da. Da? Bun. Hai, dă-i tu acum, Ana. Ba nu, ăștia îl bat. Ți-au căzut? Poți să iei un corp. Poți să iei un corp. Bun. Cine dă după aia? Dă. Dă, hai. Dă, hai. Până la urmă tot ați venit lângă el. Duceți-vă pe scăunele. Ce-a căzut aici? Pune o întrebare. Pune-i o întrebare. Cui să pui întrebarea? Robertei. Spune, Roberta. Așa. Bomboane. Măi, dar nu le puneți dacă l-ați asamblat fără ca să... Pe scaun, ca să nu terminăm jocul. Doamna, da, auziți, Victoria. Ia. De pus o întrebare. Care zahăr, bravo, de ce-i duce? Bravo, care zahăr? Fetiță, foarte